Fratele Nelu Brie, rectorul Institutului Teologic Pentecostal, a ținut o predică în 26.1.2017 la Biserica Noua Speranță din Zalău, intitulată Mântuirea, alegere umană sau suveranitate divină. Deși el prezintă ambele perspective, cea calvinistă, cea arminianistă, în mod clar susține în toată predica perspectiva arminianistă. Ceea ce eu mi-aș dori pentru cei care susțin această convingere, și nu doar poziția arminianistă, ci și poziția calvinistă, este să declare clar înaintea tuturor care este poziția la care ei aderă. Da? De ce să spui oamenilor, asta e poziția arminianistă, asta e poziția calvinistă, dar de fapt uite ce spune Biblia, uite ce credem noi. Nu! Ceea ce dumnealui crede și afirmă în predica asta este poziția arminianistă. Da, fiecare declară că poziția lui este poziția biblică, toți spun că exegeza lor și interpretarea lor este interpretarea și exegeza bună. Oricum, aș vrea să vă invit să analizăm împreună câteva argumente aduse împotriva ideii că mântuirea este lucrată de Dumnezeu. Eu personal cred că mântuirea este și suveranitate divină și alegere umană. Deci nu este sau suveranitate divină sau alegere umană, este ambele. Întrebarea este cum legi lucrurile astea două. Este suveranitatea divină doar până la un anumit punct și de acolo omul trebuie să decidă? Ăsta este arminianismul. Sau suveranitatea divină produce, provoacă alegerea umană. Asta este poziția pe care eu o adopt și pe care vreau să o demonstrez în clipul acesta. De aceea vă invit să ascultăm împreună câteva argumente pe care le folosește în această predică pentru a demonstra că nu există predestinare la mântuire. Deci nu există niciun individ care să fie ales de Dumnezeu în mod specific ca să fie mântuit. Ce este foarte interesant pentru mine este că și dumnealui și, de exemplu, Vladimir Pustan, fratele Vladimir Pustan într-o predică, după ce enumeră pasaje care demonstrează foarte clar că există predestinare la mântuire, el trage concluzia că nu există. Nu explică niciunul din pasajele astea. Romani 9, Romani 8, Efeseni 1, Fapte capitolul 13, 2 Tesaloniceni, 2 Timotei. Sunt pasaje care clar afirmă că Dumnezeu alege indivizi la mântuire. Le enumeră, dar nu le explică. Și după ce enumeră pasajele acestea, auziți ce spune fratele Nelu Brie. Puteți asculta singur toată predica ca să înțelegeți contextul. El zice așa. Orice credincios care are frică de Dumnezeu și crede în autoritatea Scripturii, nu își permite să ignore această chestie. Deci ascultați, toți cei care săriți peste Efeseni 1, Romani 8, Romani 9, Fapte 13, fratele Nelu Brie, care este un pastor, un predicator, un slujitor pentecostal, spune nu puteți ignora aceste texte dacă ai frică de Dumnezeu. El nu le ignoră. Nu le explică, nu le integrează în teologia lui, le lasă deoparte, dar nu le ignoră. Deci nu poți să le ignori, domnule, da? Pentru că sunt în Sfânta Scriptură. Ele sunt în Biblie. Ele sunt cuvântul lui Dumnezeu. Dar n-am văzut această seară. În aceeași Biblie găsim alte texte. Sub aceeași inspirație, cu aceeași autoritate, din gura celui al Dumnezeu, prin inspirația și călăuzirea aceleași Duh. Și pe aceeași oameni. Tot texte biblice care le vorbesc despre liber arbitru și despre mântuire ca un dar de la Dumnezeu făcut celor ce aleg să creadă. Deci el spune, da, avem textele astea în Biblie care vorbesc despre predestinare la mântuire, dar ele vor fi lăsate deoparte. De ce? Pentru că, uite, domnule, Biblia spune că există liber arbitru. El nu încearcă să explice cum se leagă cele două. Și puteți vedea foarte clar, când face o declarație la urmă, nu există predestinare la mântuire. Asta înseamnă că prin textele care vorbesc despre liber arbitru, așa crede dumnealui că ele vorbesc despre liber arbitru, deși nu vorbesc despre asta, cum vom vedea, prin textele astea distrugem realitatea celorlalte texte. Nu le ignorăm, pur și simplu le distrugem. Asta nu se cheamă teologie, nu se cheamă exegeză, nu se cheamă interpretare, ci se cheamă măcelăria textelor Sfintelor Scripturii.
Și haideți să ne uităm acum împreună care sunt acele argumente, care sunt acele grupuri de texte care trebuie să ne ducă pe noi la concluzia că nu există predestinare la mântuire. Ia auziți, prima categorie de texte. În aceste pasaje care accentuează responsabilitatea omului, care îndeamnă, care, cum să zic, stimulează, învață, determină, împinge de la spate pe om, zicându-i, răspunde, poți, Dumnezeu ți-a dat asta, te-a creat. Pe de o parte nu se pot. Deci, prima categorie de texte sunt acele texte care arată responsabilitatea umană. Doamne, nu există niciun calvinist care spune că deoarece suntem aleși de Dumnezeu din veșnicie, noi nu mai avem responsabilitate. Nu, noi avem responsabilitate. În al doilea rând, vreau și eu un pasaj unde Dumnezeu spune, poți! Poți! Asta este un imperativ. Poți! Unul e pasajul ăla care spune poți. Pavel spune credincios, pot totul în Hristos care mă întărește. Deci el putea pentru că Dumnezeu putea prin el, pentru că Hristos putea prin el. Dar unde este vreun pasaj în Biblie unde Dumnezeu spune poți? Unde e un pasaj din Biblie unde Dumnezeu spune așteaptă? Dumnezeu așteaptă. El nu mai face nimic, nu intervine, nu se bagă peste voința ta. El pur și simplu așteaptă. Unde sunt pasajele alea din Biblie? Unde sunt pasajele alea din Biblie? Deci, faptul că Dumnezeu cheamă la mântuire, da? Faptul că Dumnezeu cheamă și invită oamenii. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu a hotărât pe unii din veșnicie ca să fie mântuiți. Asta nu înseamnă că nu există o alegere la mântuire. Deci în niciun fel textele care invită oamenii să se pocăiască și să creadă nu dovedește că Dumnezeu n-a ales din veșnicie oameni. Sub nicio formă. Faptul că Dumnezeu invită oamenii să vină este un mod în care Dumnezeu își pune în aplicare hotările lui eterne. Cum să-i mântuiască Dumnezeu pe oamenii pe care i-a ales? Asta este întrebarea mea pentru voi. Cum altfel se mântuiască decât prin chemarea Evangheliei? De aceea avem o chemare a Evangheliei. Pentru că ăsta este modul în care Dumnezeu îi mântuiește pe cei aleși. Al doilea argument este că Dumnezeu dă har tuturor oamenilor. Ia auziți. Când zice că e pentru toți oamenii, frații, asta e Biblia. Biblia mare. E cuvântul lui Dumnezeu. Fratele a citat din Tit, capitolul 2, unde Tit spune că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Deci ăsta este un argument că nu există predestinare la mântuire. De ce? Fiindcă harul este dat tuturor oamenilor. Acum haideți să ne uităm puțin în context. Pavel îi spune lui Tit în felul următor. Tu vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Care? Spune că cei bătrâni trebuie să fie. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă. Spune că femeile mai tineri să-și iubească. Sfătuiește de asemenea pe tineri. Dă-te pe tine însuți pildă. Sfătuiește pe robi. Deci el dă îndemnuri la mai multe categorii de oameni, da? Și categorisește în funcție de starea socială, în funcție de vârstă, da? Și după ce îi îndeamnă să se comporte într-un anume fel, el spune că și harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Ce înseamnă acest toți oamenii? Ce înseamnă această expresie toți oamenii? Se referă la fiecare individ? Nici vorbă despre așa ceva. Pentru că în context Pavel vorbește despre categorii de oameni. Că și harul lui Dumnezeu care a adus mântuire la toate aceste categorii de oameni. Adică, versetul 2, la bătrâni, versetul 3, la femeile în vârstă, versetul 5, la femeile mai tineri, versetul 6, la tineri, versetul 7, la slujitorul Timotei, versetul 9, la robi. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire la tot felul de oameni. Asta înseamnă expresia toți oamenii în acest context. Și ne învață, vorbește despre noi, despre credincioși, toți oamenii dintre credincioși. Despre asta vorbește pasajul acesta. Versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să-și răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod plin de rână pentru fapte bune. Deci vorbește despre cei credincioși. Tit, capitolul 2, nu vorbește despre cei necredincioși, ci vorbește despre cei credincioși. Toți oamenii care sunt credincioși. Citiți voi înși vă pasajul acesta și vedeți că el nu este un argument care demonstrează că nu există predestinare. Al treilea argument. Care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Deci fratele citează acum din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 6, care spune că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți. Și el zice, nu există predestinare la mântuire,
pentru că Iisus a murit pentru toți. Acum, la care tot se referă textul acesta? Din nou, capitolul 2, versetul 1, spune așa: vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Acum aș vrea să vă întreb pe voi. Câți dintre voi v-ați rugat pentru toți oamenii? Câți dintre voi îi cunoașteți pe toți oamenii? Câți dintre voi puteți să vă rugați pentru toți oamenii sau puteți să-i cunoașteți pe toți oamenii? Vă cere Dumnezeu să-i cunoașteți pe toți oamenii în mod individual? Vă cere Dumnezeu să vă rugați pentru toți oamenii în mod individual? Nici vorbă de așa ceva. De ce spun asta? Pentru că imediat versetul 2 explică acest toți oamenii la ce se referă. Pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Pavel le spune: lucrați-vă pentru toate categoriile de oameni. Vă rugați pentru robi, pentru stăpâni, pentru femei, pentru bărbați, pentru cei în vârstă, pentru cei tineri. Rugați-vă și pentru politicieni. Rugați-vă și pentru cei care vă conduc. Da? Rugați-vă pentru toate categoriile de oameni. Pavel nu vrea să spună că ei pot și trebuie să se roage pentru fiecare individ. Că nimeni nu se poate ruga nici măcar pentru toți politicienii, că nu-i cunoaște pe toți și nu-i poate să-i cunoască pe toți pentru că ei se schimbă. Și politicieni sunt în toată lumea și nu-i putem cunoaște pe toți. Deci Pavel vorbește despre toate categoriile de oameni. Și aceeași expresie, toți oamenii, este repetată în versetul 6 când spune că Domnul s-a dat preț de răscumpărare pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. Asta spune pasajul, că Domnul Iisus a murit nu pentru fiecare individ în parte, ci pentru fiecare categorie de oameni. Nu există nicio categorie de oameni pentru care Domnul Iisus Hristos să nu fi murit. Apoi spune Pavel despre sine: propovăduitorul și apostolul lui, al lui Hristos, am fost pus eu, spun adevărul în Hristos, numind ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. A învățat Pavel pe neamuri credința și adevărul? Da, a învățat pe neamuri credința și adevărul, dar i-a învățat pe fiecare în parte, fiecare individ a auzit credința și adevăr, nici vorbe de așa ceva. Însă Pavel, în lucrarea lui, nu a exclus nicio categorie de oameni. Deci înțelegeți, vorbim despre grupuri de oameni. Despre asta vorbește 1 Timotei, capitolul 2. Al patrulea argument, tot din 1 Timotei, capitolul 2. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Păi dacă vrea, înseamnă că vrea. Nu vreau să vorbesc. Iarăși, ne aflăm la același pasaj care este aceeași expresie, toți oamenii. Dacă interpretez toți oamenii aici, fiecare individ în parte, eu întreb. Pavel se referă aici că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, adică și aia care au trăit înainte de Hristos? Și aia care au trăit înainte de Pavel? Și aia care au trăit înainte ca el să scrie epistola asta? Vrea Dumnezeu ca să fie mântuiți filistenii, egiptenii care au murit în Marea Roșie? E clar, toți oamenii trebuie interpretat în context. Toți oamenii se referă la toate categoriile de oameni. În context se referă la chiar și cei înălțați în dregătorii. Nu vorbește despre indiviz, despre fiecare individ în parte, ci vorbește despre categorii de oameni. Asta e prima observație. A doua observație este următoarea. Textul spune că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. La ce se referă textul acesta? La dorința lui Dumnezeu sau la decretele lui Dumnezeu? Dacă pasajul acesta nu se referă la planul etern al lui Dumnezeu, la decretele lui Dumnezeu, de ce îl folosește pentru a demonstra că Dumnezeu dorește și a decretat ca toți oamenii să fie mântuiți? Deci asta trebuie să lămuriți fiecare dintre voi. Acest voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, la ce se referă? Eu cred, Dumnezeu își găsește plăcerea mântuirea oamenilor. Eu cred lucrul acesta. Dumnezeu are o dragoste generală pentru toți oamenii. Dar trebuie să răspundem fiecare dintre noi. Această dorință a lui Dumnezeu este decretul lui Dumnezeu? Și eu spun că nu. Decretul lui Dumnezeu veșnic este ca o parte din umanitate să fie mântuită. El a ales cine să fie mântuit. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lui. Pe aceea pe care a cunoscut, i-a și hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său. Pe aceea i-a chemat, pe aceea i-a socotit neprihăniți și pe aceea i-a proslăvit. Nu pe alții, doar pe aceea. Însă Dumnezeu își găsește plăcerea în mântuirea oamenilor. În mântuirea oamenilor. Este clar că voința lui Dumnezeu din locul acesta se referă la modul general la categorii de oameni, la anumite categorii de oameni. În continuare, Pavel spune: voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Vin toți oamenii la cunoștința adevărului? Cum se face că pe toată planeta asta nu a ajuns Evanghelia încă? Că sunt 2,2 miliarde de oameni care n-au auzit Evanghelia. Cum vrea Dumnezeu ca ei să fie mântuiți dacă nici măcar nu face și nu pune toate metodele la dispoziție ca ei să ajungă măcar la cunoștința adevărului?
Nici măcar în vremea lui Pavel nu fiecare individ a ajuns la cunoștința adevărului. Așadar, este o declarație generală. Este o declarație generală care nu spune nimic despre decretele eterne ale lui Dumnezeu. Nimic nu spune despre asta. Decretul etern al lui Dumnezeu este ca unii oameni să fie mântuiți, cei pe care i-a ales, iar voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului este exprimată prin faptul că noi predicăm Evanghelia la orice categorie de oameni, nu la fiecare individ în parte. Ar trebui să predicăm la fiecare individ în parte, dar nu se întâmplă asta în realitate. Da? Asta este despre 1 Timotei capitolul 2. Deci 1. Se face o confuzie între decretele lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu. 2. Se ignoră faptul că se vorbește la modul general despre categorii de oameni, nu despre fiecare individ în parte. Și 3. Se ignoră realitatea. În realitate, nu toți oamenii ajung la cunoștința adevărului. Nici noi nu predicăm la fiecare individ în parte. Da? În realitate, Dumnezeu n-a pus la dispoziție și nu a făcut ca Evanghelia să ducă la fiecare individ în parte de pe planetă, ci Dumnezeu se va ocupa ca să ajungă la fiecare grup de oameni. A cincilea argument. Întrebări, ce vor zice susținătorii teoriei că jertfa lui Iisus Hristos este rezervată doar pentru cei aleși în vârf aceste crimini? Există opinia care susține că jertfa lui Hristos este limitată, este dată numai pentru cei aleși de Dumnezeu, nu-i pentru toată lumea. Rog să-mi uitați la Scriptură. Pentru cine este jertfa lui Hristos? Ioan spune, pentru păcatele noastre, adică ale bisericii, ale celor mântuiți, ale poporului lui Dumnezeu, și nu numai pentru ale noastre, și pentru ale întregilor. Deci următorul argument este din 1 Ioan capitolul 2, versetul 2, care spune jertfa Domnului este nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și dacă jertfa e pentru ale întregii lumi, înseamnă că nu există predestinare. Fals! Fals! Dumnezeu foarte bine putea să aleagă un anumit număr de oameni, dar să-L dea pe Iisus Hristos pentru toți, dintr-un motiv pe care noi nu-L înțelegem. Deci premisa este greșită. În al doilea rând, chiar fratele Nelubrie explică foarte clar, și textul explică foarte clar, că nu se vorbește despre indivizi. Auziți, se vorbește despre categorii de oameni, despre două categorii de oameni. Păcatele noastre și păcatele întregii lumi. Da? Deci se vorbește despre două categorii de oameni. Nu spune Ioan, el este jertfa de ispășire pentru păcatele fiecărui individ din biserică și pentru păcatele fiecărui individ din întreaga lume. Nu așa spune Ioan. El face delimitare între două categorii de oameni. Iisus a murit pentru păcatele nu doar a celor care sunt acum mântuiți și care acum sunt în biserică și care acum sunt copiii lui Dumnezeu, ci a murit și pentru păcatele celor care acum încă nu sunt în biserică, care încă nu sunt mântuiți și care acum sunt în lume. Da? Dar el nu vorbește despre faptul că fiecare individ din lume cu păcatele lui are parte de ispășirea Domnului Iisus Hristos. Nu spune asta. Nu există niciun text în Biblie. Căutați. Care să spună Iisus a murit pentru fiecare individ în parte. Nu există. Sunt doar declarații generale, sunt doar declarații care vor să convingă pe credincioși că trebuie să iasă dintre zidurile bisericii și să înțeleagă că jertfa de ispășire nu este doar pentru biserică sau nu este doar pentru Israel, ci este acum și pentru neamul. Nu că este pentru fiecare individ dintre neamul, ci că este și pentru această categorie de oameni. Da? Se vorbește despre categorii de indivizi, nu despre fiecare individ în parte. Următorul argument, al șaselea argument. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cu încredere, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să se piardă. Și tot să vină la păcăință. Deci 2 Petru capitolul 3 vorbește despre credincioși. Auziți, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Le scrie credincioșilor și nu dorește ca niciunul să nu piară dintre voi, ci toți dintre voi să vină la pocăință. Lor le scrie credincioșilor. Ăsta este un argument pro predestinare. Dumnezeu a hotărât ca aceștia, toți oamenii care vor crede, să fie mântuiți. Da? El i-a hotărât pe aceștia, i-a hotărât doar pe aceia care vor crede și lor le scrie și lor le spune că are îndelungă răbdare pentru ei, pentru cei credincioși. Da? Și dorește ca niciunul din cei credincioși să nu piară, ci toți cei care sunt în numărul celor aleși să vină la pocăință. Lor le scrie, nu altora. Cum poți folosești un asemenea pasaj ca să spui că nu există predestinare la mântuire? Auziți următorul argument din Ezechiel. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască.
Și ne-a putea, citind acest text, să spune că Dumnezeu a predestinat suflete pentru Dumnezeu. Eu pot să citesc acest text și să spun că textul acesta nu vorbește în primul rând despre predestinare, ci vorbește despre dorința lui Dumnezeu. Deci se face o confuzie foarte gravă. În al doilea rând, acesta nu este un text care este o chemare la mântuire în Noul Testament, în Noul Legământ. Asta nu este Evanghelia, da? Să fie foarte clar, da? În al treilea rând, pasajul acesta nu spune că Dumnezeu nu hotărăște moartea păcătosului, ci că nu dorește moartea păcătosului, adică nu își găsește plăcerea moartea păcătosului, ceea ce este adevărat. În al patrulea rând, pasajul acesta nu spune doar că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci spune că Dumnezeu dorește ca el să se întoarcă. Deci noi nu spunem simplu Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, cum au foarte des spunându-se asta. Ci textul spune Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci ca el să se întoarcă. Întrebarea mea este ce a hotărât Dumnezeu și ce dorește Dumnezeu să se întâmple cu cei care nu se pocăiesc. Cu păcătoșii care nu se pocăiesc. Ce a hotărât Dumnezeu? A hotărât ca ei să se ducă în iad. A doua întrebare. A hotărât Dumnezeu ca ei să se ducă în iad cu voia lui sau fără voia lui? Nimeni nu poate să spune că oamenii se duc în iad în mod automat, ci Dumnezeu îi pedepsește trimițându-i în iad. Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta. Dumnezeu a dorit ca lucrurile să fie așa. Și dacă Dumnezeu a dorit ca lucrurile să fie așa, înseamnă că Dumnezeu dorește moartea unor păcătoși și nu dorește moartea altor păcătoși. Dumnezeu nu dorește moartea păcătoșilor care se întorc la el, exact cum spune Ezechiel, dar Dumnezeu dorește și a hotărât moartea păcătoșilor care nu se întorc la el, care nu se pocăiesc. Dumnezeu a hotărât din veșnicie să mântuiască anumiți oameni. Și pe acei oameni Dumnezeu îi cheamă la el. De ce îi cheamă la el? Ca să fie mântuit. Pasajul acesta nu vorbește despre predestinare. Pur și simplu. Următorul argument. Ioan 3:16. În acest text găsim pentru ca oricine crede în el să nu piară și toți să aibă viața veșnică. Argumentul este următorul. Dacă există predestinare la mântuire și numai unii sunt aleși, de ce îi chemăm pe toți? Păi nu-i chemăm pe toți. Auziți ce spune textul? Chemarea sună în felul următor. Dumnezeu a dat pe Fiul pentru ca oricine crede. Nu spune pentru oricine, ci pentru ca oricine crede. Matei 11:28 pe care îl citează. Matei 11:28. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Deci, din nou, chemarea nu este dată tuturor, ci celor trudiți și împovărați, celor care cred. Întrebarea este, cine crede? Cine este trudit și împovărat? Cine va chema numele Domnului? Fapte 2:21 pe care îl citează imediat. Cine? Cei care sunt aleși. Nimeni nu poate să creadă decât dacă e ales. Nimeni nu poate să-L caute pe Dumnezeu decât dacă e ales. Nimeni nu poate să tânjească după Dumnezeu decât dacă e ales. Nimeni nu are dorința asta prin el însuși. Așadar, argumentele care extrase din textele care fac o chemare tuturor oamenilor, argumentul extras din textele acestea se întoarce împotriva lui. De ce? În primul rând, pentru că Dumnezeu nu-i cheamă pe toți fără niciun fel de condiție, ci cheamă cu condiția ca ei să creadă, ca ei să se pocăiască, ca ei să cheme numele Domnului, ca ei să simtă truda și împovărarea și să vină la Domnul. Da? Asta este condiția. În al doilea rând, realitatea ne arată că nu toți oamenii sunt chemați prin Evanghelie. Nu toți oamenii sunt chemați prin Evanghelie. Sunt miliarde de oameni care nu aud niciodată nici măcar un singur cuvânt despre Domnul Iisus Hristos. Da? Și în al treilea rând, motivul pentru care noi trebuie să chemăm pe toți oamenii este ca toți cei aleși de Dumnezeu să audă Evanghelia și să fie mântuiți, pentru că ei nu vor fi mântuiți fără Evanghelie. Acum vă citez, vă las de fapt să ascultați ultimul argument folosit împotriva predestinării. Care ne arată că Dumnezeu l-a înzestrat pe omul cu capacitatea de a face alegeri, cu liberă alegeri. Deuteronom 30:19. Iau cerul și pământul mare împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și-au zis și a zis Dumnezeu. Alege viața ca să trăiești. Dacă Dumnezeu a zis alege viața, nu se poate face așa. Nu. Deci haideți să înțelegem contextul pasajului. Deci el spune, nu există predestinare la mântuire, de ce? Fiindcă omul are capacitatea de a alege. În primul rând, pasajul acesta este un pasaj din Vechiul Testament. În al doilea rând, este un pasaj din Vechiul Testament prezent la întemeierea Vechiului Legământ, nu al Noului Legământ. Un loc în care Dumnezeu le pune înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul și pune poporul Israel să aleagă. Noi suntem poporul Israel, nu suntem în Vechiul Legământ, nu suntem în Vechiul Testament, nu suntem în situația aceea, da?
Este un pasaj narrativ, nu este un pasaj doctrinar. Nu este un pasaj folosit vreodată de Domnul Iisus, de apostoli, ca o chemare la mântuire, ca o chemare evanghelistică. Niciodată nu este folosit pasajul acesta în Noul Testament pentru a chema oameni. De ce îl folosim noi abuziv, scos din context la evanghelizările noastre? De ce îl folosim pentru a spune că omul are capacitatea de a alege? Apoi, înțelegeți următorul lucru. Adam și Eva sunt singurii oameni care n-au fost rob păcatului vreodată. Noi ne naștem fii ai mâniei. Noi suntem din fire copii ai mâniei. Noi ne naștem robi ai păcatului. Domnul Iisus a spus foarte clar. Dacă Fiul vă va face sloboți, veți fi sloboți. Altfel nu suntem sloboți, nu suntem liberi. Cine trăiește în păcat este rob păcatului. Frate spune că suntem liberi, că avem capacitatea de a alege. Nu, nu avem. Domnul Iisus Hristos a spus că nu avem. Fratele spune că avem. Domnul Iisus a spus că nu avem. A spus că suntem robi păcatului, că suntem copii ai mâniei. Asta a spus Apostolul Pavel, asta a spus Domnul Iisus Hristos. Nu poți lua textul acela pentru a demonstra că avem capacitate de a alege. Și întrebarea dumnealui este dacă Dumnezeu ne spune să alegem, nu înseamnă asta că putem alege? Nu, nu înseamnă. Care a fost scopul legii? Este un pasaj din lege. Care a fost scopul legii? Scopul legii Pavel lămurește de foarte multe ori în Galateni, în Romani. Scopul legii a fost să aducă cunoștința deplină a păcatului. Adică ți-a arătat standardele lui Dumnezeu, tu ai încercat să le ții și ți-ai dat seama că nu poți. Și dându-ți seama că nu poți, ai strigat cu disperare la Dumnezeu care ți-a oferit mântuirea prin credință, nu prin alegere, nu prin fapte. Ăsta a fost scopul legii. Cum poți să folosești un pasaj din lege ca să transmiți o idee eronată, aproape eretică, că omul are capacitate de a se mântui, are capacitate de a alege. Când Biblia spune foarte clar că omul nu are nimic bun în el, că este rob păcatului, că este orb, că este robit de Satana, că are mintea orbită de el și că nu poate să înțeleagă, că nu poate să aleagă, că nimeni nu poate veni la Fiul dacă nu-L atrage Tatăl. Nu dacă alege el, dacă nu-L atrage Tatăl. Auziți următorul pasaj. Ioan 5:40, de această dată, un cuvânt spus de Domnul Iisus, celor care le-au respins. Auziți? Auziți ce a spus Iisus lor? Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Deci iau un pasaj care spune că omul e stricat, depravat, incapabil să se întoarcă la Dumnezeu, că nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu, pentru a demonstra cum poate să se întoarcă la Dumnezeu. Lucrul ăsta este complet aiurea. Deci cum poți să folosești un pasaj care arată depravarea omului pentru a susține că omul nu este depravat? Textul spune exact opusul. N-ai ce comenta la pasajul. Nu vrei să veniți la mine ca să aveți viața. Da, problema fundamentală a omului este că nu vrea. Asta este problema omului. Nu alta, că nu vrea. Întrebarea este cum poate el să vrea? Numai prin atragerea Tatălui, numai prin convingerea Duhului Sfânt, numai prin deschiderea inimii, schimbarea inimii, da? Mai ascultăm un pasaj. Și important pasajul acesta pe care îl aduce în discuție, pentru că fratele spune că dacă cineva îi explică pasajul, el trece la calvinism. Ia uite. Ia să spune, cât mai este până vii la credință? Adică la calvinism. I-a spus un prieten de-a lui. Când vei reuși să Luca 7:30. Auziți. Fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Deci, cred că după explicația asta, fratele va veni la credință. În primul rând, este un pasaj narrativ. În al doilea rând, este un pasaj care prezintă o situație unică. Ioan Botezătorul, premergătorul Domnului Iisus Hristos, înainte de întemeierea noului legământ, înainte de intrarea Domnului Iisus în lucrare, cheamă oamenii la pocăință, da? În al treilea rând, termenul plan, găsit în textul acela, trebuie interpretat în context. Nu interpretezi termenul plan după părerea ta, după romani sau după efeseni. Cine interpretezi? După contextul respectiv, așa cum autorul l-a prezentat și l-a înțeles. Chiar fratele spune la ce se referă. Zice, se referă la faptul că n-au primit botezul lui Ioan. Deci nu se referă la decretele eterne ale lui Dumnezeu. Deci fratele vrea să spună că nu există predestinare, pentru că avem un text în Biblie care folosește cuvântul plan, care nu se referă de fapt la predestinare, și care arată că oamenii au respins planul lui Dumnezeu, adică au respins predestinarea cu privire la ei. Despre ce vorbim aici? Deci nu putem să negăm predestinarea la mântuire luând un text care vorbește despre faptul că niște oameni au respins lucrarea lui Ioan Botezător. Deci sunt două lucruri complet diferite.
Textul acela nu se referă la planul etern al lui Dumnezeu, la decretele lui Dumnezeu, la hotărârea lui Dumnezeu, la regea lui Dumnezeu de a mântui unii oameni, ci se referă la planul lui Dumnezeu ca Ioan să cheme oamenii la mântuire. Și oamenii au respins planul acesta al lui Dumnezeu, sau au respins predicarea lui Ioan, sau au respins lucrarea lui Ioan. Da, toți oamenii, prin natura lor, resping chemarea Evangheliei, resping lucrarea Evangheliei, resping predicarea Evangheliei. Până când Dumnezeu, prin lucrarea Lui suverană, puternică, lăuntrică, supranaturală, a Duhului Sfânt, transformă inimile noastre și ne face doritori. Ne eliberează voința ca să venim la El. Ne dă dorință ca să venim la El. Ne dă înțelegere ca să pricepem Evanghelia. Ne convinge de păcat. Ne face să strigăm, să chemăm numele Domnului. Deci cum putem să folosim atâtea pasaje narrative, nu doctrinare, pentru a spune că omul are liberă voință și că nu există predestinare? Deci lucrurile sunt complet pe dos. Vă invit pe voi să ascultați toată predica dacă aveți dispoziția și dacă aveți timp să faceți lucrul acesta. Dar scopul meu a fost să vă arăt că în general se folosesc niște argumente false, eronate, pentru a trage concluzia că nu există predestinare. Nu, predestinare există pentru că Biblia vorbește despre ea. Da? Depinde cum o interpretăm. Dar pentru a nega că există o predestinare la mântuire, ajungem să spunem că omul este liber. Omul își hotărăște propria lui mântuire. Omul are libertate de voință ca Adam, deși nu are și Biblia spune exact o. Și unii întreabă, dar atunci de ce ne mai poruncește Dumnezeu dacă noi nu putem? Păi ne poruncește pentru că prin porunca pe care ne dă, El ne dă și puterea de a o face. Nu puterea vine de la noi. Concluzia nu trebuie să fie asta. Fiindcă Dumnezeu ne poruncește să iubim, înseamnă că noi putem să iubim. Fiindcă Dumnezeu ne poruncește să ne pocăim, înseamnă că noi putem să ne pocăim. Fiindcă ne poruncește să credem, înseamnă că putem. Nu! Nu spune Biblia, credința este un dar de la Dumnezeu. Prin har sunteți mântuiți. Prin credința asta nu vine la voi, ce este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat deși neamurilor pocăința ca să aibă viața. Deci avem pasaje care ne cer să nouă să ne pocăim și să credem și avem pasaje care ne spun că pocăința și credința sunt darurile lui Dumnezeu. Nu este niciun fel de contradicție. Poate să fie un paradox în capul nostru, dar nu este niciun fel de contradicție. Chemarea vine de la Dumnezeu, dar puterea vine de la Dumnezeu. Porunca vine de la Dumnezeu, dar puterea vine de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales din veșnicie ca să fim al Lui, ca să fim mântuiți. Tot Dumnezeu ne cheamă la mântuire, tot Dumnezeu ne dă puterea, ne dă credința, ne dă harul, ne dă pocăința ca să fim mântuiți. Asta este doctrina Scripturii cu privire la mântuire. Vă invit la discernământ, vă invit la analiză, vă invit să fiți ca și credincioșii din Bereea, care nu doar ascultă, ci judecă ceea ce aud.